Lucrările de reabilitare a stației CFR Călător din municipiul Zalău se află în plină desfășurare și potrivit autorităților centrale, această investiție ar urma să fie încheiată anul viitor, iar Zalăul să se înscrie în seria orașelor care vor avea stații CFR Călător moderne. Întrebarea este dacă o astfel de investiție va duce la creșterea numărului de călători, oameni care sunt dispuși să călătorească cu trenul, bineînțeles, în detrimentul automobilelor.